Ca întotdeauna este o mare bucurie în sufletul nostru să vă vizităm la voi acasă, deci nu vă puteți plânge de faptul că nu v-am vizitat și cu permisiunea voastră vă oferim o caldă îmbrățișare la cea mai frumoasă masă la care suntem invitați să participăm împreună, masa Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi avem invitat împreună cu noi pe pastor Iosif Sălăjan, care mi este prieten și colaborator de aproape, profesor la liceu din țară, de la Cluj, nu? De la Cluj, așa, și pastor la Miami, în statul Florida. Mă bucur foarte mult de acest lucru. Vă primim într-un decor tranzitoriu. Ne îndreptăm spre decorul permanent al emisiunii Drumul spre Emaus. Astăzi, cei doi ucenici din fața voastră vor călători împreună și vom lăsa cuvântul lui Dumnezeu să răspundă întrebărilor care poate nu sunt doar ale noastre, ci ale unei generații întregi. Iosif, mă bucur foarte mult să te avem împreună cu noi astăzi. Spune-ne două cuvinte despre tine întâi și despre averea ta. Da, e bucuria mea să fiu aici și dacă ar fi să vorbesc despre averea mea, sunt cel mai bogat om. Dumnezeu mi-a dăruit o soție iubitoare. O fetiță de 7 luni și jumătate, extraordinară, care ne umple sufletul în fiecare zi. Și niște oameni care mă înconjoară, oameni ai împărăției, oameni care luptă în aceeași direcție. Am o biserică de limba română pe care o păstoresc și o biserică de limba engleză. O biserică pestiță, aș putea spune, pentru că acolo sunt neamuri de peste tot din lume, da. Din Caraibe până în America de Sud, câțiva africani și e o coloratură foarte interesantă. Da. Și prezența mea aduce o altă culoare. Românul, un român, da. E pastor la așa un spectru larg de națiuni. Da. Dar mi-a rămas în minte expresia ta, prin care ai spus că ești cel mai bogat om din lume, având această fetiță scumpă pe care Alexandra o cheamă, da? Da. Am văzut-o ieri, deci are o privire foarte ascuțită și cercetează tot timpul împrejurul ei să vadă cum stau lucrurile. Și mă gândeam la tine, dacă tu ești așa de bogat cu o singură fetiță, imaginează cine trebuie să fiu eu care am 4. Așa e, așa e. Și asta înseamnă că am toate șansele să devin mai bogat, nu? Da, mă simt amenințat pe lucrul ăsta. Da. Calea către Emaus sau drumul către Emaus este o emisiune naturală, aș zice, simplă. O dăm expresie gândurilor noastre și concluziilor de viață pe care le-am tras în urma unor experiențe de credință. Aproape fiecare întâlnire a noastră gravitează în jurul expresiei celor doi ucenici către Emaus în Luca 24. Noi credeam că. Pentru că de mai mult sau mai puține ori în viață, omul ajunge din nou și din nou și din nou la aceeași intersecție. Deci eu credeam că și acum mă pomenesc altfel. Bun, adoptă noul pas sau noua imagine cu care se confruntă, merge un timp și din nou zice, eu credeam că. Și are loc o nouă dezvoltare, aș spune, sau creștere, sau o diferită prezentare și înțelegere a credinței pe care inițial el a considerat-o totală, da? Totală pentru puține vreme. Ce aș dori să abordăm astăzi și să vorbim împreună în prezența Cuvântului Dumnezeu și cu rugăciunea ca Domnul să ne dea gândul și răspunsul care să fie o binecuvântare pentru audiența noastră și pentru sufletul nostru. Ce aș vrea să discutăm astăzi? Sunt două probleme care intră în tensiune, dacă nu în coliziune. Și uneori se sfârșește cu moartea uneia dintre ele. E problema tradiției noastre sau a felului nostru de a umbla sau a înțelegerii noastre în credință, pe care unii oameni o așează sub termenul hotarele cele vechi, să nu muți hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Bun. Și având în vedere acest termen, un om rămâne la acest hotar. Acesta este un punct de tensiune. Celălalt, acum în partea aceea, celălalt pol
doi poli în tensiune, celălalt pol. Spune Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil. 1 Corinteni, capitolul 13. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Aș dori ca împreună să explorăm și să ne lăsăm conduși și să căpătăm lumină de la Dumnezeu. Cum poate fi rezolvată această tensiune, care pe de o parte îmi spune să stau la hotarele cele vechi, pe de altă parte îmi spune ca să lepăd ce era copilăresc. În ce măsură asta pot să stau la hotarul cel vechi fără să fiu copilăresc? Și în ce măsură am libertatea să adopt ceva în viață care comparativ cu ce a fost ieri este matur, este progresiv, este dezvoltat într-o direcție sau alta? Da, imaginea hotarului mi se pare foarte bună în contextul acesta al schimbării perspectivei sau a înțelegerii despre Dumnezeu și despre viață. Îmi amintesc, în copilărie am văzut imaginea bătăii la propriu din cauza mutării hotarului. Da. Nu pentru ideologia mutată, ci pentru hotarul propriu-zis mutat. E clar. Și mă gândesc așa că la fiecare mutare există o bătălie. Da. E foarte frumoasă observația ta și pertinentă și reală. Și bătălia respectivă este dusă la un nivel de care ne dăm seama ulterior de multe ori. Pentru că în momentul bătăliei suntem atât de confuși uneori, încât nici măcar nu ne dăm seama, măi, dar ce se întâmplă de fapt? Privind de dincolo de bătălie, în urmă, îmi dau seama că am fost un copil. Însă în momentul respectiv mă gândeam matur. Hotărât. Deci eram cel mai stăpân pe situație. Recent am avut binecuvântarea de a participa la un curs susținut de Dr. Alan Walsh de la Andrews University, care încerca să ne explice puțin schimbarea aceasta de viziune, de perspectivă, de simțire a lui Dumnezeu până la urmă. Și ne-a desenat un cerc pe care a început să meargă cu cercuri mici, de jur împrejur. Și la un moment dat îți dădea senzația că ai crescut, te-ai dezvoltat, ai schimbat niște lucruri acolo, s-au schimbat ceva în tine, ai perceput imaginea lui Dumnezeu cum n-ai mai văzut-o, Dumnezeul acela care înainte ți s-a părut cel real, cel adevărat, la momentul acesta s-a luminat și anumite elemente au ieșit din decor. Însă, mergând mai departe, la un moment dat mă simțeam amenințat și am ridicat mâna și am zis, unde ne îndreptăm? Pentru că mergând pe cerc, făcând cercuri mici de jur împrejur, ajunge înapoi de unde ai plecat. Da. Iar lucrul acesta este dureros de real. Pentru că tu cunoști, tu aprofundezi, Dumnezeu te luminează, îți creează noi tablouri cu care mergi mai departe și la un moment dat ai impresia că, uite, într-adevăr, acum da. Acum știu. Și crezi că este final. Și în momentul în care ai ajuns, ceva nou. Și cred că e normal să fie așa. Cred că trebuie să fie așa. Și în felul acesta pot să înțeleg învățătura Scripturii când spune că lumina crește și devine din ce în ce mai strălucitoare până la momentul amiezii, când te uiți și totul este luminat. Însă este această neputință a omului de a prinde într-un singur ciclu. Trebuie să revină, să crească, să meargă mai departe. Așa cum de curând a fost lansat un satelit și ca să poată să-i dea viteză, să poată să străbată cosmosul, l-au rotit de mai multe ori în jurul Pământului și l-au accelerat puternic și după aceea i-au dat drumul în spațiu. Și cam aceasta este experiența pe care o descrii. De altfel, noi în general privim ceea ce știm, ceea ce am înțeles, ca și când ar avea autoritate finală, fără să fim pregătiți să ne întâlnim cu aspecte pe care nu le-am știut ieri. Și când ne întâlnim cu aceste aspecte, spre exemplu, un text din Biblie,
am rămas foarte uimit. Oameni care o țin Biblia în mână de multă vreme, când am coborât de pe platforma aceasta jos, nici n-am știut că textul ăsta este în Biblie. Ba da, zi, l-ai citit de multe ori, dar nu te-ai oprit niciodată să privești din unghiul acesta. Dar mai sunt altele, multe, în care trebuie să privim. Și lucrul ăsta apare ca un fel de rădăcini cu care ne prindem bine de pământ și au valoarea lor și semnătatea lor totală și capitală, aș spune, rădăcinile. Dar dacă ar rămâne numai rădăcină, pomul crește deasupra, îi cresc ramuri, îi cresc frunze, se alimentează de la soare, rodește și așa mai departe. Totul este o armonie. Pomul nu-și taie rădăcinile ca să crească. Așa. Dacă le taie, nu mai crește. Dar în același timp nici nu rămâne numai rădăcină, ci dă curs luminii și progresului cunoașterii. Aceasta a fost profeția din Daniel, care a spus, cunoștința va crește, continuă să crească. Da, acum noi vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu în principal, dar percepția mea sau senzația mea este că se întâmplă la fel în toate aspectele vieții. E același mecanism. Adică te uiți la copilul tău. Sigur, și copilul este în mișcare și tu ești în mișcare. O privești pe soția ta. Și ea este în mișcare și tu ești în mișcare. Diferența probabil este că Dumnezeu nu este în schimbare, însă noi ne mișcăm spre El. Da. Și pentru unii oameni lucrul acesta este traumatic. Pentru mine este. Adesea am avut sentimentul în viață că sunt judecat greșit, pentru că cumva pe din afară par să fiu foarte calculat, rațional, gândit. Pe de altă parte, intensitatea sentimentelor, intensitatea sentimentelor care sunt după această imagine gândită, calculată, este cumplită uneori. Și mi-amintesc din fragedă copilărie, fiecare etapă a descoperirii lumii, din momentul în care credeam că acolo unde se întâlnește cerul cu pământul, la linia orizontului, acolo poți să urci. Așa mă gândeam și eu. Era sigur că se poate pe partea cealaltă. Da, așa vedeam și eu. Mi-amintesc perfect și unde eram cu tata, când i-am arătat, tată, cum e? Uite, mă uit încolo și pământul se întâlnește cu cerul. Acolo se poate urca? Și vă dați seama, om de la țară, tatăl meu încerca cumva să mă deschidă. E clar. Să văd și eu mai departe. Și cam așa se întâmplă. Întotdeauna Dumnezeu îți mută linia orizontului. Exact. În funcție de capacitatea de a vedea pe care o construiești în tine. În timp ce lucrul ăsta nu este o fata Morgana. Nu. Fata Morgana în deșert te mută, într-adevăr, imaginea se mută continuu, dar se mută simultan cu distrugerea ta. Tu te epuizezi. Aici, în călătoria aceasta, este... Descoperi o altă lume. Se ocupă cu plinătatea vieții, practic, cu bucuria aceasta, cu armonia frumoasă în care trăiești. Este un proces invers, ceea ce arată că imaginea lui Dumnezeu și cunoașterea noastră de Dumnezeu nu este un proces a la Fata Morgana din deșert, care a sfârșit probabil cu un schelet în final. Nu, dimpotrivă, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip al Lui. Absolut. Dar să vezi că acest chip pe care îl privești de o viață, când te mai uiți odată, oh, nici n-am observat chestia, extraordinar. Și atunci se produce creștere în tine. Toată viața și toată eternitatea vom privi chipul lui Dumnezeu și de fiecare dată o să învățăm ceva nou și frumos și dulce. Uneori s-a atât de copleșit când mă întâlnesc cu ceva de felul acesta, mă ridic și merg singur prin cameră sau prin office pe unde îmi pregătesc predica și mă gândesc, Doamne, ce comoară este! E ceva de neimaginat. Dă sănătate vieții, dă sănătate trupului. Sigur, foarte, foarte bine ai asemănat cu hotarul, limita și limitarea noastră.
Și este într-adevăr un fel de nesiguranță când lăsăm deschis un capăt al creșterii. Este un fel de nesiguranță. Ia, cred că partea aceasta a nesiguranței, a nisipului plutitor, pune la grea încercare ființa umană. În procesul acesta continuu în care ne aflăm, sunt momente în care, după ce ne-am simțit stabili, totul a început să se miște. Da. Și pentru mine lucrul acesta a însemnat, când mă uit de aici, momente în care Dumnezeu mă pregătea pentru o nouă platformă. Ce pentru frumos, o nouă adevărat. Etapă. Da. Îmi amintesc foarte bine un moment critic al vieții. Dumnezeu m-a chemat de copil în direcția în care am mers și cumva n-am putut niciodată să o iau în altă parte. Da. Nu pot să explic până la capăt lucrul acesta, pentru că poate să pară pentru unii fatalism. Însă pentru mine a fost providența, mâna lui călăuzitoare prin viață. Îmi amintesc de la momentul în care eram captivat de marginile roșii ale Bibliei primului păstor de care mi-amintesc. Și din momentul respectiv a trebuit să merg în direcția respectivă. Au fost momente critice de-a lungul drumului. Și un moment extrem de critic a fost când m-am confruntat cu știința despre Dumnezeu, cu teologia, așa cum n-am crezut că se poate studia sau că există o asemenea abordare a existenței lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu în viață. Eram în anul 2 de teologie, când treceam printr-o criză cumplită, absolut cumplită, atât de cumplită încât nu era cumplită doar pentru mine, și pentru mama. M-am dus acasă, într-o vacanță, și așa, cu aceeași dezinvoltură cu care discutam cu mama, am început să-i spun: mamă, și cine știe dacă totuși Scriptura e sau nu e? Adică, bun, oameni, nu? Oamenii au scris-o, nu? Cine știe dacă Dumnezeu... Cred că a fost foarte încântată mama ta. Mama n-a spus o vorbă. Mama s-a blocat. I-au curs lacrimile. Da. Și mi-a spus un singur lucru la urmă: copile, tu n-ai fost așa. Cum ai ajuns așa? Și m-a trezit. Pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, eu n-am fost așa. Și se întâmplă ceva, se schimbă ceva. Eram în pericol. Și eu simțeam lucrul acesta. Însă, uite, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în fiecare moment din acesta critic, El plasează oameni. Da. Și unul dintre oamenii cu care m-a binecuvântat Dumnezeu, și vreau să spun că a fost un om față de care aveam dubii. Adică n-a fost omul acela imaculat, yes, de la care mă așteptam să primesc platformă, sprijin. Hai acum, sunt aici pentru tine. Nu, a fost un om controversat în mintea mea. Însă a venit la mine, văzând că sunt în criză, și mi-a spus: uite, vreau să-ți dau o imagine, tu ai capacitatea să o prelucrezi, ia-o și lucrează cu ea. Tu ești acum pe un nisip mișcător. Da? Ești pe o plută. Ești în derivă, plutești. Da? În momentul în care ți se întâmplă lucrul acesta, instinctul, eu cred că ispita mai degrabă, te împinge să sari. Da. Sari și... E clar. Ăla ești. Da. Și mi-a spus așa. Așa, în situația asta critică, foarte neconfortantă, ia-ți timp și studiază, vezi unde vrei să sari. Există o platformă mai bună? Există vreun vapor? Vine vreun vapor, te ia de acolo și acum te simți în siguranță, nu mai plutești în derivă, ci ești așa, tu ești stăpân, tu ghidezi? Există așa ceva? Poți să te bazezi pe ceva atât de sigur încât tu ești stăpânul?
Dacă se întâmplă treaba asta, dacă se conturează imaginea aceasta, sari. Da. Este imposibil să primești ceva fără să dai. În domeniul credinței, vreau să spun. Este imposibil să găsești ceva fără să pierzi ceva. Și cu toate că apare, biată mama a rămas vorba americanului speechless, nu știe ce să mai facă și deja și imaginează cum băiatul ei alunecă de la credința și se duce. Da. Nu poate să înțeleagă ea că nu poate să înțeleagă ea faptul că această experiență care pare negativă și pare periculoasă și pare așa, este de fapt o trambulină, o trambulină către o treaptă a maturității. Și de cele mai multe ori aceste experiențe se ascund sub ceea ce noi vedem a fi o primejdie sau o nenorocire, în special cu generația tânără, cu întrebările lor cercetătoare. Mi-e atât de drag de ei. Mi-e atât de drag de un individ care spune că el nu crede în Dumnezeu și când stăm de vorbă amândoi, îl văd cum dă din cap în colțuri, în toate părțile. Vrea să iasă pe undeva și își dă seama că, de fapt, nu există ieșire. Dar produce atâta bucurie după ce a trecut ruperea asta și nașterea asta, odată se așează sufletul iară, dar nu pentru totdeauna, bineînțeles. Am cunoscut un cetățean pe care l-am invitat la biserică și omul mi-a adresat o singură întrebare, în funcție de răspuns va veni sau nu. Și a spus, dumneavoastră aveți lumânare acolo? Și dacă spun da, vine. Dacă spun nu, nu va veni. Și atunci eu îi spun, cum să nu avem lumânare? Dar s-ar putea fără lumânare? Zic, niciodată așa ceva. Om, a rămas foarte surprins și a lăsat uneltele lui deoparte și ne-am pomenit cu el sâmbătă dimineață la biserică. Și a fost ziua în care a trebuit să prezint cuvântul, am citit din epistola, din Evanghelia după Ioan. Și am citit așa. Lumina, nu? Eu sunt lumânarea lumii. Am citit cuvântul ăsta. Eu sunt lumânarea lumii. Și eu i-am spus lui, zic, noi nu numai că avem lumânare, dar avem ceva care n-ai văzut niciodată. O lumânare care nu se stinge niciodată. Orice fel de furtună ar bate vreodată, nu are cum să stingă această lumânare. Cu cât bate furtuna mai tare, cu atât lumina este mai mare și mai frumoasă. Omul era așa de confuz și de amețit, nu știe ce să creadă. Așa lumânare niciodată n-a auzit sau n-a văzut. Imaginează-ți că un om care avea aceste cunoștințe elementare despre viață și la care totul depindea de această lumânare, în momentul în care eu am citit cuvintele astea, s-a întâmplat chiar în satul soției mele lucrul ăsta. În momentul când am citit cuvintele, eu sunt lumânarea lumii, niciodată n-am citit textul ăla cu cuvintul ăsta. Atunci pe loc mi-a venit gândul ăsta. Când am spus așa ceva, eu sunt lumânarea lumii, odată s-a îndreptat, după care l-am văzut că s-a relaxat pe scaun. Un om care a lăsat uneltele în câmp și a venit la adunare exact așa cum era, fără nicio problemă. Și cu toate că a fost o experiență traumatică pentru el, vreau să spun, era atât de fericit încât se odihnea sufletul în el. Și când am terminat, m-am dus și l-am salutat cu respect. Zic, m-ai onorat foarte mult astăzi că ai venit. Vreau să-ți mulțumesc, fără. Și a dat din cap așa, cum dă țăranul român, știi? La înțelegere și zice, a, cu știu ce fel de lumânare. Deci omul a prins cea mai înaltă idee despre ce însemnează lumină. Dar, așa cum spuneai, nu se întâmplă lucrul acesta fără durere. Acum, în cadrul tensiunii de care am vorbit noi, a hotarului care să nu cumva să gândești diferit, să nu cumva să atribui vreo formă diferită, trebuie să rămânem neclintiți în aceste lucruri, care nu sunt altceva decât imaginea care am avut-o noi la un moment dat și lucrul ăsta se permanentizează, nu rămâne acolo. Tensiunea aceasta între așa ceva și ceea ce spune Pavel, îți dai seama că ai fost un copil când ai crezut așa ceva? Cum credeai tu? Tu credeai că cerul vii pe partea altă și urci. Eu știi ce mă gândeam? Mă gândeam să iau un topor și să tai o bucată aproape de jos acolo. Să-i faci ușă, nu? Da, să-i fac ușă și să intru acolo și mi-închipuiam deja cum merg pe deasupra. Știi bine cum creștinismul a fost în prima linie suportând concepția geocentrică?
Pământul în centrul Universului. Până acolo, încât a persecutat și a omorât oameni care au gândit altfel. Biserica a sancționat acest lucru. A venit vremea și dovezi copleșitoare, dovezi care orice minte sănătoasă în fața acestor dovezi se pleacă, ne-a convins că Pământul nu e centrul Universului. Și concepția noastră geocentrică era un produs al copilăriei noastre, cu care am mers o vreme, sigur că da. Dar acum, odată ce am fost confruntați și aduși în fața unei astfel de situații, întrebarea care se ridică este, vom lăsa în urmă acest hotar, vom considera aceasta o copilărie și vom crește sau ne vom maturiza, vom înțelege, uite cum este lumea în care trăim noi? Aici este punctul de maximă tensiune. În ce măsură crezi că biserica de astăzi și creștinismul în general de astăzi ar fi deschis, mobil, plastic, în fața unor evidențe tulburătoare, copleșitor de adevărat? În ce măsură crezi, tu ești slujitor al bisericii, împreună cu mine și cu alți oameni, în ce măsură îți dorești din suflet ca oamenii din jurul tău și oamenii pe care îi slujești să poată avea o creștere, o experiență a maturizării? Te rog, spune-mi câteva cuvinte din experiența ta vie și practică. Da, e foarte provocatoare întrebarea și ea naște alte întrebări. Mă gândesc la faptul că trăsătura de bază a creștinului ar trebui să fie to be teachable. Uh-huh. Adică să ai capacitatea de a fi învățat. Sau acest duh de ucenic care exact. Învață de la meșter. Exact. Am descoperit cuvântul acesta, e greu de tradus în limba română. Învățabil. Da, învățabil. Educabil, într-un educabil. Sens. La Ellen White, în cartea Educație, în urmă uh-huh. cu câțiva ani. Și m-a marcat pe viață, pentru că atunci mi-am dat seama cât de important e să-ți permiți să cunoști. Da. Chiar dacă asta presupune cumva să ieși din zona de confort, mm-hmm. să fii un pic dus încoace și încolo, să fii scuturat, rock the boat, zice americanul, da. Da? Nu e ușor. În ceea ce privește biserica, din cauza faptului că biserica este făcută din oameni, nu e altceva, da. Nu e cărămidă biserica, este omul da. Cel care constituie fibra bisericii și prezența Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt este cea care îi dă consistență bisericii. Biserica resimte, cred, cu o intensitate comparabilă cu cea a individului, mm-hmm. această schimbare, această creștere, această da, permanentă. Da, derută, poate. Da, nu? Da. Ceea ce am observat din viața mea și din contactul pe care l-am avut de-a lungul anilor cu elevi, cu oameni mai tineri, cu oameni mai în vârstă, este că mai toți oamenii, nu vreau să spun toți oamenii, da. Pentru că avem întotdeauna și caz de patologie. Uh-huh. Dar aș spune, mai toți oamenii au capacitatea aceasta de a fi învățați, pusă de Dumnezeu în ei. Uh-huh. Și în momentul în care această capacitate începe să se dezvolte, să iasă din cutie, se întâmplă lucruri extraordinare. Am văzut oameni la o anumită etate în biserică în stare să prindă niște nuanțe, ziceai că e teenager sau millennial, da. Cel puțin. Adică face parte din categoria de vârstă de mai jos decât mine, nu? Da, mai tânără da, decât da, mine. Da. Însă erau oameni în etate. Dar pentru că vreau să fie la curent cu ceea ce se întâmplă, vreau să prindă ultimele descoperiri. Și sigur că ultimele descoperiri niciodată nu sunt ultimele. Asta e problema. Da. Pentru că noi uneori ne raportăm față de știință și aici cred că este marea problemă a relației dintre religie și știință. Yeah. Vine unul și spune, fraților, noi trebuie să ne raportăm la știință. La care știință? Yes. La cea de ieri, la cea de astăzi sau la cea de mâine? Pentru că știința însăși, cea adevărată, se mișcă. Da.
Și noi trebuie să ne raportăm, adică noi nu avem cum să nu ne raportăm față de știință, pentru că trăim într-o lume a științei. Însă există o interacțiune între lumea religiei, relegării cu Dumnezeu sau a credinței și lumea științei într-o relație dinamică. Da, vreau să-l citesc pe Creangă, nu știu alții cum sunt, dar pentru mine măruntele lucruri de știință de care am avut parte au fost Evanghelii. Atât am putut bucura să văd uzina care e într-o celulă. O, absolut, m-a absolut, făcut să, absolut. M-a făcut să mă așez cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și natura și toate lucrurile acestea care ne sunt explicate astăzi și în care nu mai vedem pe Sfântul Ilie în cubiciu pe cer, ci vedem un fenomen extraordinar care... Aș putea să spun puțin experiența din perspectiva asta. E foarte interesantă pentru mine cel puțin, pentru că eu în primii ani de copilărie, primii ani de liceu, am fost expus științei. Cumva providențial, am început liceul la matematică-fizică. Cum? Am pierdut primul start din anumite motive, n-am să intru acum în detalii, e o poveste destul de lungă, dar Dumnezeu a creat un loc tot acolo. Și asta ulterior m-a uimit, pentru că după 2 ani de liceu de la matematică-fizică, de la lumea științei, eu am trecut la lumea limbilor străine, la lumea cuvântului. Pentru că simțeam că acolo e locul meu, acolo pot să mă dezvolt. Chiar, într-o paranteză, te-am ascultat ieri, nu? Ce este? Ieri era altă. Te-am ascultat predicând în engleză și știu că vorbești de asemenea și alte limbi și am fost foarte plăcut, impresionat de fluența ta, ce frumos ai acurs. Deci, pentru mine, cuvântul a fost o comoară. Dacă vreau să fiu mai bogat, pot să spun că am cuvântul și pot să creez prin cuvânt lucruri extraordinare. Da. E, s-a întâmplat că am trecut de la lumea științei, nu? La lumea umană, lumea cuvântului. Da. Și o bună bucată de vreme eram cumva nedumerit cu privire la cei 2 ani pierduți, de știință. Ce am căutat eu la liceul acela? Era un liceu bun, foarte bun, dar cu o clasă în care atmosfera nu era deloc bună, cu colegi cu care nu reușeam să prind frecvența. Bun, am schimbat macazul. Cred că a fost din nou providențial, pentru că s-a întâmplat așa într-o conjunctură în care nici eu nu știam cum, dar s-a întâmplat. E, în urmă cu ceva timp, mi-am dat seama cât de importanți au fost cei 2 ani de știință pentru mine, după ce o vreme, cumva, eu mă închisesem față de știință. Da. Adică am zis, măi, nu-i lumea mea, mie îmi place cuvântul, mie îmi plac limbile străine, mie îmi place să fac exegeză, să scot nuanțe, sensuri, să... Asta e lumea mea. E, a venit momentul când a început să mă intereseze lumea aceasta a științei dintr-o perspectivă apologetică. Adică, ce înseamnă știința pentru credința mea? Cum susține știința credința mea? Și am început să mă întorc, să fac incursiuni și am fost fascinat. Da. Și sunt fascinat în continuare. Și cred că ai realizat că, de fapt, viața noastră, cât pare ea de la întâmplare, și asta, de fapt, nu este deloc. Și constatăm peste ani sau peste timp că lucruri pe care le-am considerat cel mai inutil sau timp pierdut sau mai bine n-aș fi nu știu ce, tocmai acela devine o comoară, are prețul lui în aur, când îți dai seama când este aplicat acolo. Chiar în unele zile îți vine în minte, ia-ți cu tare lucrul la tine și nu-l iei, pleci și când trebuia să-l iau. Da. Nu mică mi-a fost bucuria când a trebuit să dau un examen de matematică, un examen de matematică aplicată, aici în America se numește GRE. Dacă n-aș fi făcut matematică atunci, ce m-aș fi făcut acum? E clar. Deci Dumnezeu cumva, nu doar că te dezvoltă pe moment, ci îți pregătește traseul prin elemente pe care la momentul trăirilor nu le vezi în ecuație.
E clar. Aș vrea să marcăm un moment ucenicii cei doi către Emaus pe care îi avem noi în discuție tot timpul aici, experiența credinței lor. Se găsesc la această falie, la această ruptură teribilă. Și ei nu știu ce să creadă. Ei sunt credincioși Scripturii și bisericii și sinagogii unde au fost. Noi am crezut. Noi am crezut lucrul ăsta că... Și au pus pe rând lucrurile pe care le-au învățat, cu care au fost hrăniți o viață întreagă. Acum ei au fost, ei au întâmpinat, pe, au fost chemați de Iisus, au ascultat o lume nouă, diferită. Imaginează-ți ce ruptură a fost aceasta pentru ei, ascultând ce este acolo. Iar acum nu mai este nici Iisus, pentru că a fost răstignit ieri și au rămas în mijlocul deșertului. Întrebarea lor și tensiunea lor grozavă este în ce fel înțelegerea noastră de până astăzi a Scripturii ar putea să aibă vreun sens în ceea ce s-a întâmplat 3 zile de când a fost răstignit și uite-te în ce situație suntem. Și pe fundalul acestui lucru intervine Iisus. Ce aș vrea să remarcăm? Noi nu suntem gata să înțelegem un fenomen. Nu poți să primești ceva fără să dai ceva. Nu poți să găsești fără să pierzi ceva. Nu poți să accepți fără să renunți la ceva. Te căsătorești. Nu ai cum să duci cu tine bagajul de ieri în continuare. Acestea sunt anomalii care se petrec între oameni, dar sunt ale unor oameni care n-au înțeles că trebuie să renunți la niște lucruri ca să poți să pui în loc pe altele. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 7, Evanghelia spune, el le-a mai zis, adică Iisus, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Este tocmai conflictul despre care vorbeam între ceea ce numim hotarele vechi, înțelegerea noastră, ce am moștenit de la străbuni, tradiția noastră, toate lucrurile acestea. Este tensiunea aceasta grozavă între aceste lucruri și cuvântul lui Dumnezeu. Asta era în inima ucenicilor. Cum să rămân la ce am înțeles și cum să înțeleg ce spune Iisus sau ce s-a întâmplat? Nu are niciun fel de sens. Parcă sunt divergente și simți că se rupe. Ei nu puteau să renunțe în sufletul lor la Iisus, dar în același timp se țineau foarte tare de înțelegerea lor care a fost. În această tensiune, unul va muri. Și în cazul reprezentat aici în Marcu și în al ucenicilor de asemenea, ei au fost în mare pericol. În cazul lor era ca fie tradiția și înțelegerea lor cu privire la credință să moară și să accepte lumina în Hristos, așa cum le-a fost dată, ori să rămână la această tradiție, dar aceasta ar fi însemnat nimicirea credinței în Domnul Hristos. Și aici în Marcu spune, nu se poate ține înțelegerea voastră proprie de la un moment dat și cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ori să renunți la una, ori la alta. Și ei au ales, oamenii aceștia au ales să distrugă cuvântul lui Dumnezeu și ca să rămână în datina lor. În ce fel crezi că poate fi lucrul acesta făcut înțeles? Că nu cred că ar face cineva aceasta chiar cu bună știință, singur și-ar sparge barca în mijlocul apei. Nu cred. Nu. Și... tocmai pentru că nu premedităm noi neapărat să ne aruncăm în aer, dilema este mai complicată, mai profundă. Cred că o posibilă abordare ar fi gândirea realității în care trăim, pe două paliere, lucrurile esențiale și lucrurile neesențiale. Lucrurile esențiale sunt cele cărora Dumnezeu le dă esență, valoare. Da. Lucrurile neesențiale sunt cele care poate sunt bune, frumoase, ne sunt dragi nouă, dar nu sunt esențiale din perspectivă divină. Când începi să înțelegi această perspectivă, atunci îți dai seama că hotarul, care nu trebuie să fie mutat, este acolo, la esențial. Da. Nu muți esența, că... Esența este finală, permanent. Da? Adică unde să o muți. Da. Însă atunci când vine vorba despre lucrurile neesențiale, lucrurile care poate mă împinesc pe mine, îmi sunt dragi mie, dar nu neapărat sunt și esențiale, acolo deja hotarele se mișcă. Da. Acolo există... Cred că rezolvarea tensiunii acesteia despre care ai vorbit
rezolvarea nu este în lăuntru nostru, ci este în afara noastră. Absolut. Și absolut. Să vezi de ce. Pe ce bază te lași tu anestezia total pe o masă de operație? Și să... Adică mori pur și simplu. Ești mort. Pe ce bază renunți tu la controlul asupra vieții? Rup legătura cu realitatea? Ți-a pus ceva în venă și în câteva clipe știi că ai părăsit lumea și te vei trezi într-un salon, acolo într-un pat, mai târziu cu cerceafuri, cu lume, cu ceaiuri sau indiferent după operație. Pe ce bază faci așa ceva? Pe baza încrederii pe care o ai în acest doctor, în acest chirurg și pe baza încrederii tale în Dumnezeu, care este deasupra omului acestuia și prin el îți va da vindecarea. De ce există această frică în noi pentru ceea ce orice este diferit de înțelegerea noastră? În primul rând pentru că am idolatrizat și am zeificat înțelegerea noastră. Pavel spune, cunosc în parte. Nu e nimic total. Cunosc în parte. Păi, dar înseamnă că mai e loc pentru altceva. Absolut, absolut. În clipa în care am idolatrizat lucrul ăsta, nu mai e loc pentru nimic. Al doilea lucru. Întreabă Mântuitorul așa, care părinte dintre voi, când îi cere copilului o pâine, i-ar da o piatră? Sau îi cere un pește, i-ar da un șarpe? Faceți asta, noi nu facem asta. Păi cum puteți să gândiți că ar face Dumnezeu așa ceva? Faptul că există această rezistență și această betonare și ancorare în vechi, în datină, în tradiție, în lucrurile care sunt cunoscute până astăzi și nimic altceva, este de fapt o expresie a puținei noastre credințe în Dumnezeu, care am mă ia de mână și, într-adevăr, sunt drumuri necunoscute mie, necunoscute părinților mei, dar cine este cunoscut aici este Domnul. Și nu am niciun fel de îndoială că vreodată eu o să-i cer lui o pâine și el îmi va da o piatră. Și aici, în problema aceasta, faptul că omul se reazemă numai pe sine, numai pe înțelegerea lui, acesta este elementul care, de fapt, blochează dezvoltarea, blochează progresul și creșterea noastră în credință. Ce rol crezi că trebuie să joace credința în Dumnezeu, încrederea în procesul cunoașterii? Implică acest lucru. Deci, intelectul este darul lui Dumnezeu și informația și toate aceste lucruri, dar acțiunea nu ține doar de acestea, le poți avea pe toate și nu te... Ce rol crezi că joacă și ar trebui să joace credința în călătoria noastră în cunoaștere? E foarte, foarte bună întrebarea și vizează o zonă care a început să fie abordată mai nou și într-un spectru științific. Despre ce e vorba? Așa cum ziceați, noi am avut tendința de a zeifica rațiunea, da? Ce prindem noi cu mintea, ce putem noi pătrunde și acolo erau lucrurile esențiale, da? Ce am prins noi cu mintea. Însă, recent am început să explorez o dimensiune a vieții care nouă ne-a scăpat, cred eu. Ne-a scăpat în creștinism. Da. Și anume, dimensiunea aceasta a inimii, despre care Biblia vorbește, dar noi și Biblia am citit-o în mintea noastră, după mintea noastră, și unde am văzut inima, am zis că e minte. E minte, da. Și mai nou, s-a trezit chiar și știința profană să vorbească despre inteligență emoțională. Da. Păi stai mă, dar inteligența nu era cu capul. Da. Păi s-ar putea că nu. Da. Pentru că s-ar spune că există celule, acum vorbesc în termeni populari, nu în termeni științifici, celule asemănătoare celulelor nervoase în zona inimii și ceva emoțional în zona creierului. Adică complexul acesta creier-inimă, noi cred că l-am împins într-o parte. Hotărât că da. Și este chiar un semn de superioritate. Cineva crede că este superior prin faptul că este rece, rațional, trece prin sita aceasta și prin filtrul acesta orice și dictează asta, da, asta, nu? Riscăm să... E o capcană, să știți. E capcană. Deci eu am trecut pe acolo și știu ce înseamnă să fii un reper. Da. De meticulozitate logică, de rigiditate în gândire logică, nu te duce prea departe. Da.
Și atunci există această dimensiune nouă pentru mine și probabil că și alții au nevoie să o descopere. Da. Când privești ceea ce spune Apostolul Pavel, zice, mă rog ca ochii inimii să vă fie luminați. Da. Incredibil. Lucrul acesta este fantastic. Da. Pentru că în momentul în care ți se luminează ochii inimii, tu vezi dimensiunea existenței pe care le-ai pierdut. Da. Iar acolo Pavel enumără trei elemente. Vorbește despre speranță. Uh-huh. Speranța este relațională. Da. Vorbim despre credință. Da. Da. Și de aceea intru pe acest aspect al vieții de credință, acest aspect emoțional, acest aspect al inimii, heart business, uh-huh. pentru că în parcursul acesta al credinței, speranța are un rol decisiv. Să nu cedezi. E clar. Uh-huh. Să nu renunți. Uh-huh. Chiar dacă totul se mișcă, chiar dacă totul s-a dezintegrat în mintea ta, totuși există speranța că barca merge mai departe cumva. E, celălalt element pe care îl punctează Apostolul Pavel, mi se pare absolut colosal. El zice, să vezi moștenirea nespus de glorioasă a lui Dumnezeu în sfinți. În sfinți. Care sfinți, domnule? Unde să ia să văd și eu ceva moștenire de-a lui Dumnezeu glorioasă, plină de slavă în oamenii respectivi? Ei, cu mintea nu vezi. Eu când îi analizez pe oamenii mei cu mintea, ajung la niște concluzii monstruoase. E clar. Vreau să te supun unui test, ca să vezi cât de adevărat e ce ai spus. Presupunem că este Alexandra, fiica ta, e într-o piață singură și e privită. Așa. Lumea în jurul ei. Ce spun oamenii ăștia despre ce văd? O fetiță de un an, o fetiță așa, o fetiță dincolo. Vii tu. Repede, și o găsește acolo. Păi, aceeași fetiță, care pentru mintea lor este un copil de un an și așa mai departe, ce reprezintă acel copil pentru tine? Aici se arată și foarte explodează, pur și simplu, însemnătatea și locul pe care îl joacă inima și lumea aceasta netangibilă în materie de rațiune, dar foarte tangibilă în materie de simțământ, de emoție, de trăire, vreau să zic, în general. De trăire. Pentru lume este un simplu copil, pentru tine absolut. Este o lume... Aș merge puțin chiar mai departe. Uh-huh. Dacă tot ați adus în discuție numele Alessandra. Este Alessandra. Alessandra. I-am dat numele în felul acesta ca să-i putem spune Alesa. Alesa, da. Să fie scurt. Și poate ca să fie legat de aleasă. Și aleasă, așa. Da, da. Vă vine sau nu să credeți, e așa cum spuneți, pentru mine ea este perfecțiunea. Este comoara lui Dumnezeu, da? Moștenirea lui Dumnezeu plasată acolo. Da. Da? Însă, ca să vedem în ce lume trăim, s-a trezit deja cineva care să-mi spună jegoasa de fiică ta. Wow. Înțelegi? Adică te uiți și zici, ce văd oamenii? Da. Ce văd oamenii? Da. De la ceea ce vezi tu și ce însemnează lumea asta. Și la fel este credința în Dumnezeu. Yeah. Credința în Dumnezeu, văd cărți, demonstrează că există Dumnezeu, argumente și una și alta. Dar Mântuitorul Hristos Iisus a spus să iubești pe Domnul Dumnezeu. Tu, dacă nu iubești pe Dumnezeu, ești un demon. Credința în Dumnezeu, exprimată în Ioan 3:16, nu prevede credința în existența lui Dumnezeu, ci prevede credința în iubirea lui Dumnezeu. Absolut, sunt convins. Deci este de o lume cu totul și cu totul diferită. Una e Dumnezeu pe care cineva îl demonstrează și în pro sau contra, și cu totul altceva este Dumnezeu pe care îl iubește cineva sau se simte iubit de Dumnezeu. Așa e. E dublă această circulare. Cred că ar merita mers puțin mai departe cu ideea pe care am lăsat-o la Pavel, din Efeseni, capitolul 1, de la versetul 18 în jos. El vorbește despre speranță, despre moștenirea lui Dumnezeu, moștenirea sfinți, da. Glorioasă yes. în sfinți. Și mai are un al treilea element acolo, puterea. Lucru care provoacă atâta problemă în lumea de astăzi, nu? Da. Puterea. Da. Cine deține puterea. Și mai nou se pare că mass media sau media aceasta a internetului da. A început să
preia puterea. Sigur că puterea acolo este manevrată. Dar Pavel spune acolo ceva uluitor. Și în limba greacă folosește 4 cuvinte care înseamnă tradus în limba română putere. Yes. Deci e ceva de genul puterea puterii, 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 da, care da, l-a înviat pe Iisus Hristos din da, morți. Da, da, e, da. Dimensiunea aceasta a credinței, această manifestare a puterii dumnezeiești în viața unui om, depășește orice măsurătoare științifică. De aceea cred că o bună parte, și eu nu exclud latura rațională, pentru că no, Dumnezeu are rolul ei ne-a și creat în felul da, acesta, într-un da, echilibru, cred eu. Da. Însă ceea ce văd eu este importanța trăirii și experimentării vieții în această perspectivă a principiului de bază a însăși existenței lui Dumnezeu, iubire. Este colosal lucrul acesta și de-abia a început să fie explorat. Absolut. Și va fi. Atât în ce privește credința, în ce privește tradiția sau progresul, noi deopotrivă, de egală măsură, trebuie să fim niște oameni deschiși. Omul de știință care devine dogmatic nu e om de știință. Nu. Acela nu e om de știință, este un preot al unui cult. Ia, și oamenii de știință, ei înșiși recunosc lucrul da, acesta. Cei care creștinul sunt, care devine dogmatic și care refuză confruntarea, refuză comparația, refuză perspectiva, omul acela nu este creștin. Pentru că despre Fiul lui Dumnezeu spune, el creștea și era tot mai plăcut înaintea absolut, lui Dumnezeu, înaintea oamenilor. Cine este omul acela care se vede atât de într-o situație de așa natură încât nu are nevoie să mai învețe nimic, știe tot, știe pentru totdeauna, știe pentru toată lumea, toată lumea, el devine măsura lucrurilor exact așa exact, cum ai spus. Ce cred că este foarte frumos, deosebit de frumos în tensiunea aceasta între vechile hotare, să zicem, sau moștenirea ce am moștenit și ceea ce se deschide ca perspectivă înaintea noastră, ceea ce cred că joacă rolul determinant în această tensiune și această experiență, în această placă turnantă a vieții, de altfel mergem din etapă în etapă, este tocmai încrederea noastră că Dumnezeu în care credem își manifestă dragostea și în acest aspect. Tu nu lași copilul tău să mănânce orice sau să ajungi orice. Contezi pe Dumnezeu dimineața că mă va ajuta întotdeauna și îmi va lumina mintea și pe drum voi auzi un lucru, voi vedea altul, voi citi ceva, voi ajunge într-un loc. Nu voi folosi rațiunea cât mi-a dat Dumnezeu și tot ce pot să fac, dar în același timp nu mă rezem pe mine însumi pentru lucrul ăsta, ci mă ancorez în încrederea că dragostea lui Dumnezeu se va manifesta și în procesul creșterii mele. Absolut. Și mă va ajuta să trec din, cum spune Pavel, din slavă în slavă, adică vrea să spună progresia aceasta în credință, care de fapt nu este altceva decât o nouă expresie a textului atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și lucrul acesta se manifestă atât de pe comandă, aș zice, și pentru fiecare om în parte, încât pare că Dumnezeu vorbește o limbă personală, absolut personală, înțeleasă numai de El și de tine, și din ea tragi concluzia aceasta și în același timp ai și convingerea și încredințarea solidă că nu ești la voia întâmplării aruncat așa de valuri într-o parte sau în alta sau Și totuși, dincolo din limbajul personal pe care îl vorbim fiecare cu Dumnezeu, limbajul acesta devine inteligibil și pentru celălalt da, care cunoaște. Mai ales la nivelul concluziilor. Te întâlnești cu cineva care ajunge la aceeași concluzie. Mm-hmm. Da, exact. Poate a venit din altă exact direcție. Asta, da. Și când expui cele da, găsite, zici, măi, dar da, ce bine se potrivesc. Da. Uite, exact, le vedem la fel. Da. Acesta este darul și harul lui Dumnezeu de care ne-a fost făcut parte și astăzi. M-am bucurat foarte mult, Pastor Joseph, să te avem cu noi aici în emisiunea Drumul către Emaus. Rugăciunea noastră către Dumnezeu este ca în călătoria ta personală pe Drumul către Emaus să ți se alăture cineva într-un moment în care nu vezi drumul
și nu vezi încotro de aici, să-ți se alăture cineva care să te întrebe la ce te gândești, cu ce te frămânzi, ce te preocupă și să-i spui deschis și să vorbești în sufletul tău cu Dumnezeu și să-i spui, Doamne, mă frământă cu tare lucru sau cu tare lucru și să vezi într-un fel atât de fin, atât de armonios, va pătrunde și se va așeza în sufletul tău ca roa, exact așa cum spune în Biblie, fără zgomot, fără nu știu ce fel de manifestări, se va așeza peste sufletul tău pacea și înțelegerea, pentru că, dincolo de orice, ești o ființă iubită de Dumnezeu până acolo încât El a spus, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Ia cu tine aceste frumoase cuvinte și până data viitoare când ne vom întâlni din nou pe drumul către Emaus, Dumnezeu să te însoțească și să ne însoțească pe toți. Amin. Amin.